și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacernici părinți din preună slujitor, domnule ministru, secretar de stat, domnule primar și iubiți credincioși. Duminica și Evanghelia care s-a citit în cadrul Sfintei Liturghii ne descoperă câteva realități pe care, aleatoriu, am să vi le înfățișez în cuvântul meu de învățătură. Aleatoriu pentru că n-am să le iau pe toate la rând, ci în parte. Sigur că primul amănunt și cel din tâi, vrednic de luat în seamă, este că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu întrupat. Mai pe limba noastră comună, Evanghelia și Duminica de astăzi ne descoperă faptul că există Dumnezeu. Dacă ar trebui din nou să ni se relateze sau să ni se descopere acest lucru. Pentru că noi știm și cunoaștem și trăim cu această credință că există Dumnezeu. Însă în conștiința comună s-a încetățenit din ce în ce mai mult că este un singur Dumnezeu și acest lucru este foarte bun. Dar și că toate religiile sunt bune. Și că dacă este un singur Dumnezeu, atunci și ne închinăm la același Dumnezeu și ne rugăm aceluiași Dumnezeu, trebuie să credem că toate credințele sunt adevărate, că sunt mai multe adevăruri. Ceea ce este un lucru foarte fals. Este adevărat că trebuie să respectăm pe ceilalți, să-i admitem, dar trebuie să știm cine este Dumnezeu și care este credința cea adevărată. Știți prea bine că în lume sunt foarte multe religii. Câteva foarte mari. De pildă, creștinismul are cei mai mulți adepți în lume. Însă, știm că există musulmani. Și apoi, sunt o mare categorie din popoarele asiatice care au diferite religii chiar în sânul lor. Și alte și alte religii. Și apoi revenind, în credința creștină sunt foarte multe confesiuni. Pe lângă ortodoxi sunt catolici, greco-catolici, sunt reformați, unitarieni, aceștia formează o mare familie și se numesc protestanți, și apoi sunt penticostali, baptiști, care și ei sunt o mare familie și se numesc neoprotestanți. Se doresc și evangheliștii să fie creștini, dar nu sunt, pentru că ei nu cred în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu întrupat. Ei, toate acestea, dragii mei, religii sau credințe, trebuie să fie raportate la Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu întrupat. Și dacă raportăm la Fiul lui Dumnezeu, la Dumnezeu întrupat, toate aceste religii, vom descoperi credința cea adevărată. Și vom descoperi că moșii și strămoșii noștri au descoperit-o pentru ei înșiși și ne-au lăsat o nouă moștenire până astăzi. Deci, Duminica de astăzi, Evanghelia care s-a citit, ne descoperă pe Dumnezeu și adevărata credință. Al doilea amănunt pe care îl descoperă Duminica și Evanghelia de astăzi este următorul. Și anume acela că există și diavolul. Societatea noastră contemporană încearcă să ne scoată din minte și bine face până într-un loc. Dar faptul că nu există este o mare pericol. Oricum, noi cunoaștem și o simțim
din firea noastră, din firea lucrurilor, din conștiința pe care ne-a sădit-o Dumnezeu în suflet, că există binele și răul. Aceste două principii le avem în vedere totdeauna. Și atunci, dacă sunt două principii, binele și răul, atunci trebuie neapărat să socotim faptul că există răul în sine și acela nu este altul decât diavolul. Cel care a dus răul în lume, care încearcă să-l propage și care încearcă să ademenească pe cât mai mulți oameni, dominând din ce în ce mai mult această lume în care noi trăim. O și spune Domnul Iisus Hristos, la un moment dat, că stăpânitorul acestei lumi este diavolul. Însă, nu înseamnă că Dumnezeu a pierdut lupta cu răul și cu diavolul. Ne spune un teolog rafinat și contemporan nouă, fiul marelui filozof Constantin Noica, care este călugăr în Munții Apuseni, părintele Rafael Noica, ne spune că Dumnezeu lasă impresia, are aerul că pierde, dar aceasta nu până în sfârșit, pentru că în cele din urmă Dumnezeu va birui. Și a biruit deja, decât că ne va arăta la finalul acestei lumi, cine este cu adevărat stăpânitorul. Și anume El însuși, Dumnezeu. Aceste două lucruri sunt foarte importante pentru credința noastră, pentru viața noastră duhovnicească. Să-L avem pe Dumnezeu, să avem o credință curată și dreaptă și în același timp să avem conștiința că există diavolul care ne ispitește și care încearcă să ne domine în așa măsură încât să poată să ne anuleze puterile noastre sufletești și trupești, precum a făcut-o cu cei doi îndrăciți despre care am aflat în Evanghelia de astăzi. Atât de tare poate pune stăpânire diavolul pe om încât să-i anuleze totul și gândirea și simțirea. Să-l facă violent ca pe el însuși. Să-l facă răutăcios. Să-l facă dușman al oamenilor, pentru că diavolul este prin esența lui dușmanul cel mai înverșunat al omenirii. Bineînțeles, prin consecință, pentru că este dușmanul lui Dumnezeu. Și noi suntem creația lui cea mai iubită. Și atunci unde vrea diavolul să lovească? Acolo unde îl doare pe Dumnezeu mai tare. În oameni. Și atâta putere asupra omului poate dobândi diavolul, dacă îi se dă din partea omului această libertate, încât ajunge să-l posede și să nu mai aibă identitate, personalitate. Să devină însuși diavol. Noi zicem îndrăcit. Dar să se comporte ca un diavol. Alte realități pe care le descoperim în Evanghelia de astăzi ne sunt foarte cunoscute pentru că le observăm. De pildă, la sfârșitul Evangheliei, după ce Iisus Hristos a vindecat pe cei doi îndrăciți, știți povestea că diavolii au cerut îngăduință ca să intre în turma de porci, au intrat și s-au aruncat în mare și s-au necat și păzitorii porcilor s-au dus în cetate și i-au informat pe proprietari, proprietarii au venit și l-au aruncat pe Domnul Hristos din cetatea lor. Iar Domnul Hristos s-a urcat în corabie și a trecut pe țărm în celălalt, în orașul său, adică în Capernaum. Uitați-vă ce se întâmplă în societatea noastră. Vedeți că se vrea Dumnezeu scos afară. Se vrea scos afară din familie. Se vrea scos afară din școală. Se vrea scos afară din societatea noastră. Se vrea scos afară din biserică, dragii mei. Se dorește atât de mult de puterea seculară și de oamenii care sunt potrivnici bisericii și neamului nostru, ca biserica să devină o mare instituție de binefacere, un Caritas,
un mare spital, un mare cămin de bătrâni sau de copii, sau orice altceva, dar să nu rămână biserică, să-și piardă identitatea. Ori noi știm că biserica are rostul să-i conducă pe oameni pe calea mântuirii, spre împărăția cerurilor, să-i tămăduiască și sufletește, și trupește adevărat pe cât se poate. Dar sunt atâtea și atâtea instituții de stat și avem aici cei care ne pot da mărturie, care se ocupă de partea trupului și ar trebui să se ocupe mai serios. Pe cât de serios o face deja biserica și în privința trupului. Dar biserica să se ocupe cu precădere de suflet care este nemuritor, pentru că trupul este trecător. Și se întoarce în pământul din care a fost luat. Iată un amănunt pe care Duminica și Evanghelia de astăzi îl descoperă. Evanghelia pe care am auzit-o s-a scris acum 2000 de ani și întâmplarea în sine a fost atunci. Dar iată că este valabilă până astăzi. Se dorește ca Dumnezeu să fie scos din inima noastră, din mintea noastră, din viața noastră, din familia noastră, din școlile noastre, din societatea noastră, din neamul nostru, inclusiv din biserica noastră strămoșească. Să nu mai avem o religie a spiritului, a sufletului, ci să avem o religie a trupului. A înveșnicirii în această lume, care este deșartă și trecătoare. Iată, dragii mei, încă un amănunt. Dintr-o scurtă evanghelie care s-a citit astăzi în cadrul Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii. Și ultimul la care am să mă opresc, este următorul de care trebuie să ținem cont. Am spus-o și ați auzit-o mai înainte. Cel mai înverșunat dușman al omului, ca și consecință, pentru că este dușmanul lui Dumnezeu, este diavolul. Cel mai mare dușman al nostru este diavolul. Pentru că Dumnezeu ne iubește și atunci El vrea să lovească acolo unde pe Dumnezeu doare cel mai mult. Diavolul ne urăște. Dar ne face și pe noi să urăm. Diavolul încearcă cu orice preț să ne dezbine. Și noi suntem dezbinați. Diavolul încearcă cu orice preț să ne depărteze pe unul de celălalt. Și noi suntem din ce în ce mai departe unul de celălalt. Chiar în familie. De multe ori soțul și soția trăiesc ca doi străini într-o casă. Ce să mai zic de copii care la adolescență și la tinerețe se depărtează din ce în ce mai mult de părinți. Poate nu cu inima 100%, dar cu mintea și cu faptele se depărtează de părinți, de casa părintească, de tradițiile noastre, chiar de credința noastră. Să știm că toate acestea, puținerea număr pe care mi-a spus eu, sunt lucrări vizibile ale diavolului. Și dacă noi ne lăsăm duși în ispită de diavolul și devenim agresivi, urâcioși, răutăcioși, distanți, dacă experimentăm ura, dezbinarea în viața noastră, în familia noastră, înseamnă că devenim uneltele lui. Și putem ajunge la măsura aceea despre care am auzit în Evanghelia de astăzi, încât să ne anuleze pe noi înșine și personalitatea noastră. Sunt oameni pe care noi îi percepem cu adevărat răi. Într-adevăr, dacă sunt așa, atunci ei sunt într-o formă de posedare. Dar și dacă noi facem răutăți mai mici și au ținta aceea despre care v-am vorbit, înseamnă că diavolul lucrează deja în mintea și în inima și în viața noastră. De aceea trebuie să lăsăm la o parte toată ura, toată vrajba, toată dezbinarea, înțelegând că diavolul este în spatele lor și trebuie să ascultăm cuvântul Domnului Hristos care spune să vă iubiți unul pe altul așa precum eu v-am iubit.
Ceea ce văd eu în față, cred că este chiar împlinirea acestei porunci a Domnului Hristos. Iată că astăzi s-a făcut totul în urmă. V-ați gândit la strămoși, v-ați gândit la contemporani și priviți în viitor. Faptul că vă întâlniți în această zi, în fiecare an, și că ați creat o tradiție prin a vă întâlni fiii acestui sat, este, pe lângă o mărturisire de credință, strămoșească, este și o afirmare a tradițiilor noastre populare și a identității neamului nostru românesc. Despre aceste lucruri vi se va vorbi la vreme, dincolo de zidul bisericii, care își prelungește cu pola, acolo unde dumneavoastră vă veți simți bine astăzi cu cei dragi. Pentru că biserica nu-și mută zidurile, dar și mută sufletele, membrii. Noi toți ne vom muta dincolo de zidurile bisericii și ne vom bucura unii de alții. Să păstrați aceste obiceiuri. Să vă amintiți de strămoși. Să-i pomeniți în rugăciune. Să vă păstrați identitatea. Și pe cât se poate să o transmiteți urmașilor noștri. Cu conștiința, deși mă repet, a Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, care spunea că Moldova nu e a mea. Și nici a voastră. Ci a urmașilor noștri. Amin. Așa să fie. Mărire Tatălui și Fiului.